Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Piper pe Limbă. Suntem conștienți cu toții că trăim într-o lume plină de abundență. Avem de toate tot ce ne trebuie. Consumăm martă, vin filmele peste noi, cărțile dau pe din afară, spectacole. De multe lucruri ne putem feri, le putem evita. Putem evita mâncărurile care nu ne plac, putem evita oamenii de care nu avem chef să ne întâlnim, cu care nu avem chef să ne întâlnim, putem evita o mulțime de, de chestiuni pe care viața ne le scoate în față. Ce nu putem evita însă e arhitectura în orașul în care trăim, în orașele pe care le vizităm, ne ciognim cu lucruri care nu întotdeauna ne fac plăcere. Și asta, într-adevăr, n-ai cum să eviți, pentru că el există acolo de zeci, de sute, unele chiar de mii de ani. M-am gândit să invit în emisiune un om pe care îl știu, cred că, de aproape 30 de ani, de când eram eu student la Facultatea de Construcție, iar domnia sa era profesor la Facultatea de Arte, Construcțiile și arhitectură, pardon, erau în același loc. Un om cu care îmi face mare plăcere să vorbesc întotdeauna, pentru că e percutant, e polemic, e incomod, spune adevăruri pe care de foarte multe ori ți și teamă să le gândești, dar îmi te să le rostești. Un om tobă de carte, e o personalitate a lumii arhitecturii profesor universitar la Facultatea de Arte, a fost decanul acestei facultăți. Arhitectură. da. Tot <lășe> <lășe> își șoptește în cască invitatul meu, arhitectul Ioan Andrescu. Noi ne tutuim în viața de zi cu zi, nu o să ne domnim acum în fața camerelor de filmat, așa că te salut, Ionica, și îți mulțumesc că ai Ceau. venit la Piper pe limbă. Din 90 ești cadrul la arhitectură, ai fost decan, cum te-ai procopsit cu povestea asta? De obicei, oameni ca tine fug de funcții. Păi, a fost o poveste foarte complicată, că la un moment dat mi-am dorit chestia asta, pentru că mi s-a părut că ar putea fi utilă, să zicem, în niște resetări ale dispozitivului, dar, cum să zic, ierarhia de atunci nu și-a dorit lucrul ăsta. După care, în modul cel mai paradoxal, dat fiind faptul că n-am fost niciodată o persoană comodă, am fost împins succesiv de trei ori chestia asta, ultimele două ori pe bune. Adică eu nefiind, ne nefiind foarte convins că treaba asta a fost o experiență foarte interesantă să fii decan într-o astfel de facultate. Care înseamnă și lucruri administrative, în primul rând. Nu înseamnă cred. și lucruri administrative, dar în principiu, în sistemul universitar actual, lucruri administrative se rezolvă în mare parte la nivelul departamentelor. Rolul pe care am descoperit că l-ar putea avea un decan este acela, nu știu, de mediator. Uh, o facultate, dar n-aș vrea să ne întindem prea mult asupra nu. lucrurilor astea, orice facultate, nu numai asta, este un uh, un gem de ca să zic așa, vectori. <laughs> <laughs> Și uh, cu toate astea, în mod paradoxal, de multe ori, chestia asta reușește să definească un trend. acum dacă ești decan, tu poți să ai două poziții. O poziție este să încerci să-ți folosești instrumentul ca să-l remodelezi dispozitivul, ceea ce mie nu mi s-a părut cât de puțin interesant, deși probabil mulți se așteptau la Că vei reforma, astea. că vei veni cu... Da, un... și a doua chestie e să, înțelegi, să încerci să înțelegi cum funcționează și să încerci, prin în mijloace discrete, uh -huh să-l faci să meargă mai bine fără să pari că vrei lucrul ăsta cu orice preț. spune uh, meseria de arhitect e una dintre acele meserii pe care statisticile le dau ca fiind pe cale de dispariție? Pentru că știi prea bine. Bă, ea este pe cale de dispariție de foarte multă vreme. Uh, ea e pe cale de dispariție de când există. <laughs> <laughs> meseria asta a devenit o meserie complet autonomă ea există, nu știu, din cea mai profundă antichitate, dacă ne ducem la Gârbe Clitepe, există din epoca de piatră, mai departe. Nu pot să-ți închipui că niște colectivități locale au fost în stare să construiască tot felul de structuri extrem de sofisticate, cum sunt preistorice, da. de capul lor. Dar întotdeauna a fost conectată de ceva. A fost conectată de sistemul de credințe spirituale, pentru că întotdeauna a fost considerată din timpuri imemoriale, ca fiind reflectarea unei anumite percepții a Universului. Iar, dintr-un anumit moment, la chestia asta s-a mai adăugat o chestie pe care un, un arhitect francez, simpatic, pe care l-am cunoscut la Marsilia, spunea: la arhitect a toujours servi le prince. Arhitectul întotdeauna a servit prințul. Că prințul e o persoană sau un sistem de putere, că sistemul de putere a legat sau nu de o viziune religios-spirituală asupra lucrurilor. Și lucrul ăsta nu s-a schimbat până astăzi nici măcar un milimetru. S-a schimbat definiția prințului. Hm? Da, eu mă gândeam la altceva. Faptul că tehnologia, faptul că, iată, calculatorul a intrat atât de puternic în toate meseriile. Bine. Și ce faci tu poate fi înlocuit fără probleme, încă de acum, de un algoritm de inteligență artificială. Și cred că e foarte posibil ca, în mai puțin de un deceniu, inclusiv profesii care par intangibile, cum ar fi artiștii, și ăștia o să dispară. Da, asta ar fi paradox. Nu e paradoxul că orice fel de structură care folosește itiști, folosește trei sferturi dintre ei pentru niște operații mai mult sau mai puțin de rutină în număr foarte mic, de fapt, fac lucrurile creative sau controlează sistemele complexe. Da, poate, să nu, poate să dea dezvoltare. Da, aia, la alții vor dispare. Uite, să spun o chestie simplă. Acum este accesibil, sunt accesibile pe, internet câteva dispozitive de astea de inteligență artificială pe care multă lume le interogează, nu? A apărut, nu știu cum se cheamă, scapă. scap acum, da, care, a, CGT, fost... nu da, da, care cum... a avut cea mai mare percutanță. Adică, da. dacă vreți... Eu am cunoscut și un cleric care i-a solicitat să-i facă o predică pentru duminica viitoare mm. și el i-a produs într-un minut jumate, într-un chip cu totul satisfăcător. <laughs> și publicul <laughs> nu și-a dat seama. Hm? <laughs> Nu, nu e anecdotă. Deci e adevărat. Crezi că inclusiv tipul ăsta de dezvoltură, de creativitate poate înlocui computerul? Ce nu poate înlocui uh, Ion Andreescu cu computerul? Computerul nu are intuiție. Deci, uh, haide să luăm foarte simplu. Acum o șase-șapte ani am avut ocazia să vizitez la Viena un laborator unde niște unii, unii experimentau sisteme de-astea. Și am intrat în dialog cu una din asta, și răspunsurile erau aleatorii. Unele erau tâmpenii perfecte, altele se potriveau cu întrebările puse. Ei, se pare că astăzi deja răspunsurile au coerență și mm -hmm. sunt bine înfipte în zona. Pe deasupra, motivul pentru care ele au devenit publice, sistemele astea, este antrenamentul de tip deep learning. Sistemul ăla învață, cu cât are contact cu mai multe solicitări, cu atâta el învață singur. Mm. Ei, problema, problema interesantă pentru tine și pentru scriitori, și pentru oamenii cărții, este următoarea. Sistemele de inteligență artificială sunt bazate pe limbaje naturale. Ele nu, nu se bazează pe chestii abstracte sau pe cuantificări complexe științifice. Pe filologie sunt bazate. Chiar dacă ele tratează imagini sau alte chestii, ele le transferă într-un. Asta. Asta le permite să dea răspunsuri coerente și așa mai departe. Ele, de fapt, asta e o chestie foarte interesantă, nu? Ce scrie în Biblie? La început a fost cuvântul. cuvântul. Până cuvântul. și mașina asta, ăștia s-au prins destul de târziu, că dacă vrei să uh, faci chestii care să competiteze cu inteligența umană, trebuie să folosești și cuvinte. Deci astea sunt mașini filologice. Uh -huh. Cel mai ușor lucru pe care îl pot face e să scrie cărți. Poate să scrie un volum din ăsta în câteva minute. Cu uh, toată cărți? complexitatea care îi se poate solicita. Sau parcă el o găsește interesantă dacă îi se dă o temă. Uh, și atunci apare întrebarea. Da, ce ne deosebește pe noi? Un lucru foarte simplu. Uh, mașina nu are intuiție. Uh, intuiția noastră este un mecanism non-verbal. Atenție, de aici mașina... Este un mecanism non-verbal prin care noi putem percepe, fragmentar sau mai coerent, complex sau incomplet, alte dimensiuni ale realității. Pentru o mașină, ideea unui univers compus din nivele diferite, care este străveche. Toate religiile, toate artele oculte, toate spiritualismele se bazează pe chestia asta. Că, de fapt, ceea ce trăim noi este doar un strat într-o structură mult mai complexă. Și... Adică există și altceva în afară de dialogul nostru, alt tip de realitate, vrei să spui? Păi există constant, pentru că și dialogul nostru nu se desfășoară aparent doar ca o mare a propriei noastre evoluții. Bine, dacă acceptăm o ipoteză de tip spiritual, indiferent de religia sau doctrina respirației, seamănă foarte mult în structurile de bază, trebuie să înțelegem că, de fapt, noi suntem undeva ca oameni, dar asta pot să afli cu ușurință, chiar discutând cu un cleric ceva mai cultivat, noi suntem, de fapt, datorită liberului arbitru, într-un amestec în a intui direcțiile care există oricum, indiferent că vrem sau nu, și a ne alinia la ele, sau din contra, a le substitui cu propria noastră voliție. Ceea ce Goethe îți explică în Faust că este un act demonic. Deci, dacă înlocuiești voința individuală sau colectivă cu intuiția circuitelor, asta este un act negativ. Dar noi trăim într-o civilizație care a suspendat dialogul Absolut. cu celelalte dimensiuni și, ca atare, este dirijată fie prin supra-licitarea voințelor individuale. Fie prin voințele unor structuri corporate și așa mai departe, care n-au nimic de a face cu, sau au, într-un mod care nu-l înțelegem, cu alte voințe. Asta e o chestie foarte interesantă, pentru că mașina aia are intuiție, că nu are cum să aibă intuiție. Hm? Uh. În momentul în care o să apară una de asta care are și intuiție, atunci probabil putem închide capitolul. <laughs> <laughs> Umanitate. Umanitate. Ah. Habar n-am dacă lucrul ăsta se poate sau nu se poate întâmpla. Deocamdată nu are chestia asta. Pentru ea, totul, ea poate dezvolta capacități infinite de a-și reorganiza baze colosale de date pe bază verbală. Dar aia... intre spiritualitatea aici, ca să ne întoarcem puțin la subiect. Mm. Poate calculatorul să aibă și un tip de spiritualitate? Intuiția mi-a hotărât că nu are cum, pentru că e o chestie care nu știu dacă ține de om, cât ține de animalul care e. Pentru că există, nu? Nu știu. Gândește puțin. În principiu, toate persoanele majore din istoria spiritualității Părerea ea creștină sau de altă natură, musulmană, ce vrei tu, budistă, o uh, au, uh, au pornit, toți suntem de curente, religii, sfinți, iluminați și așa mai departe, toți au avut la bază un soi de ceea ce Sfântul Augustin numea Iluminațio. E un moment în care, intuitiv, înțelegi niște lucruri. Ți se arată. Nu? Astea se mai numesc apariții, viziuni, whatever. Este acest, acest lucru, mașina nu are cum să le pentru că asta e un proces nonverbal, verbal irațional, care transcede toate limitele cunoașterii obiective. Problema este că acest dar intuitiv este foarte prezent în aproape toată lumea. Dar asta spiritualitatea nu e totuși un lucru care se transmite? nu cred că te naști cu ea. Adică nu... Intuiția, da, simți anumite lucruri, asta cred că ba, fiecare dintre noi am încercat. Nu vreau să intru în zona asta. Asta e o dezbatere profundă în teologie și în filozofie și în departe, nu? La un moment dat, nu știu care Sfânt Părinte spunea, sufletul e născut creștin sau religios și așa departe că a fost făcut de cineva și că uh, Jung spunea că există în subconștientul nostru un gol făcut ca să recepteze ideea de divinitate. Deci noi suntem preformați pentru chestia asta. Acum, mecanismul ăsta poate funcționa și în gol. Pentru că faptul că ai un fel de releu care îți permite să -ți dai seama că lumea de fapt e cu totul altfel și mult mai complexă și că are și alte nivele decât ăla în care poți tu opera, pe care îl poți descrie în cuvinte, în algoritmi și alte chestii astea, Uh, în sine, nu înseamnă mare lucru. Aici vii la chestia ta. Depinde, pe urmă, de educație, depinde de caracter, depinde de modul în care... De exemplu, foarte mulți maestri spirituali spun așa că uh, cel mai greu lucru, gândește puțin, cum era la Pitagora, cum era la budiștii zen. Cum era la toate ordinele astea mistice occidentale sau orientale. Timp de mulți ani de zile, șapte ani, zece ani, la care vrea să -i inițieze, nu îi se antrenau aceste abilități, ci era pus să execute sarcini scârboase cum e, și în continue, e, adică. ca să. Și da. își duce controlul de Sau sine. Sau să fie pus în situația de a renunța, pentru că erau, erau încercări care de făceau pe foarte mulți, îi făceau să, să renunțe. Și cum mi-a da. povestit cineva da. care s-a dus să da. se călugărească da. și o jumătate da. de an, l-au pus la cele mai Scârboase dure chestii, da. Ca să-l facă să renunțe. O uh, uh, Odată ce el, la un moment dat, e antrenat să-și dezvolte acest organism de conectare aduce într-un orizont față de care experiența noastră și educația noastră nu îi dă niciun reper. Chestia aia te poate sminti, cum spuneau Sfinții Părinți, sau te poate duce razna. Balamucurile sunt pline de inși care învață yoga sau meditație transcendentală și descoperă mecanisme de salt dar pe care nu le pot controla pentru că el nu s-a antrenat să se autocontroleze. Și el nu -am adică la am avut un, un coleg de, de facultate de care a nu? E un tip de revelație pe care... Da, dar gestiunea chestiei astea e foarte dificilă. Hai să luăm cu artiștii, ca să nu mergem într-o zonă care e mai complexă. Majoritatea artiștilor sunt oameni care sunt înzestrați cu așa ceva. Uh, adică cu ce? Cu un tip de capacitate de a se conecta o la altceva decât intuitivă, orizontal. care îl ajută să se conecteze și pe canalul ăsta el poate accede la anumite viziuni, la anumite asocieri și alte chestii care, de fapt, se numesc generic inspirație. Okay. Uh -huh. uh, cum gestionează el mecanismul ăsta? Aici e buba mare. Foarte mulți. Uh, nu sunt în stare să-l gestioneze, dar dacă pe lângă mecanismul ăsta au și anumite abilități în exprimare, talente personale, de exemplu, uh, ei pot pentru o scurtă perioadă să transfere chestiile astea într-un mod viguros, dar chestia asta îi consumă și ucide. Și avem exemple nesfârșite, nu? Uh, de la Rembolo, Treamon... Uh, Van Gogh, ca să ne ducem spre Van Gogh, până la Jimi Hendrix, Michel Basquiat și așa mai departe. Deci tot timpul a partit din ăștia. Ei au un radar foarte puternic cu care pot explora alte lumi sau pot descoperi că lumea în care se află ei e de fapt altceva decât pare. Pot transmite lucrul ăsta, dar această experiență, în absența unei culturi de specialitate, ca să spun așa, sau unui antrenament din ăla de a-ți ține firea față de acest challenge. Care, scuze-mă, de regulă se face lângă un maestru, lângă unul care exact. știe despre Exact, la asta vorba. e maestru. Maestru nu te învață cum să faci saltul ăla provocat sau să-l accepti când îți vine uh, spontan. Maestru te învață cum să te pregătești pentru momentul ăla. E ca și chestia cu cosmonautul. Orice, oricine îți poate sui într-o navă spațială, dar... Uh, ai nevoie... Nu oricine supraviețuiește Nu cine supraviețuiește, și... nu oricine și... poate gestiona această experiență. Și așa mai departe. Cam același lucru e. Și aici e o problemă foarte interesantă. Uh, există artiști care au învățat să-și controleze chestia asta și ăștia sunt mari bătrâni. Uite cum au zis Goethe. Sau Picasso. A, cu Picasso e mai complexă treaba. Uh, dar... Uh, uh, de în ce? Sfârșit, uh, Îmi spunea un artist tânăr, l-am am discutat despre Picasso, despre modul în care a trecut prin, prin lumea arte și ce schimbări profunde a produs, și mi-a spus, zice, da, zice, a fost un diavol. A fost. <coughs> a fost. A fost uh, în mod cert. Pentru că. Na, Bine, că o spunea te... cu admirație, nu spunea. Arti... Da, nu, dar n-a greșit. Uh, artist de genul ăsta care a ajuns la o vârstă a și creatoare puternice, uite, este Anselm Kiefer. M-am dus la Maneția, văd cu expoziția ocazia Expoziția de la bienale, de a, Da, Omlea, e clar, e o operă de viziune, de forță, dar pe care omul ăsta, printr-o viață de antrenament, a învățat să-și o controleze. El poate să-și conducă vehiculul în aceste teritorii, acolo unde vrea el. Adică, Lucrul asta se întâmplă cu foarte puțini. Pe majoritatea, chestia asta e distruge. Avea o teză interesantă vis-a-vis -vis de pictor un Suculescu, Unul dintre, dacă nu cel mai da. important pictor de după război, ca descoperire. Păi, uh, e o chestie foarte interesantă. Dacă duci, dacă eu vad, de exemplu, acolo au o colecție mare de Suculescu. Dar am avut și noi, acum, vreo 80 ani, o retrospectivă la Muzeul de Artă de Suculescu și acolo fără să trebuiască să fii un Einstein, te-ai prins de o chestie foarte interesantă. Le vezi pe astea la rând, vezi cum a evoluat. Nu, ăsta a fost un tip talentat. Atenție, n-a făcut, uh, -a din -a făcut grupul... facultatea de arte. Nu, nu, era n a făcut medic. și a făcut și biologie, mi se pare. A da. avut două facultăți. Facea parte din grupul ăla de la Balcirea, pic, pictau faleze, șmecherii. Cu da, uh, Culorile luminoase, da, da, dar el avea o anumită înclinare. Sunt anumite mici tablouri de întinerețe. Unde atmosfera nu mai e foarte senină. Apare un cer ciudat, apar niște contraste foarte dure și nelinște, înseamnă că el avea niște chestii. Și la un moment dat, după, după ce s-a instalat comunismul, el s-a retras în Ortenia, într-un fel de izolare și acolo a făcut o descoperire formidabilă. Dar au făcut-o mulți alții. A făcut-o și Bernea, și maestrul nostru Răvisan, de exemplu. Și anume că arta populară, ancestrală, de fapt, nu e un fenomen estetic sau antropologic, așa, ci este un cod. Cum ar putea fi găurelele astea la tine? Sau... E un cod. E un cod de acces. Pentru că uh, civilizațiile ancestrale, normal că trebuiau uh, Oia civilizația ancestrală, e o chestie foarte importantă. ea nu făceau liceu, nu învățau algoritmi sau alte chestii astea. Deci capacitatea lor de cunoaștere rațională era limitată la rutinele cotidiene. Asta înseamnă că disponibilitatea lor de a intra în contact cu chestia asta era incomparabil mai mare, mare. și colectivă. De unde basmele, tradiții, magii, și așa mai departe, care sunt heavy duty în folclor. Ok. okay. Pe asta a asta intuit lucrul ăsta și a început să exploreze pe direcția asta. La început, pictând motive din covoare, de porți și sculpturi, ornamente populare. <coughs> fiind o pictură decorativă, atenție. fiind decorativ. Da. Și asta poți să o vezi. De, de, ce spuneam de Craiova? Că acolo e cea mai mare colecție. La, la Muzeul de Artă. La, la muzeu e cea mai mare colecție de, sunt de toată perioada lui. Mm -hmm. Și pe urmă vezi, la un moment dat, că se produce o ruptură. A ajuns în partea altă, tot apăsând butoanele. Adică tu crezi că e vorba despre pur și simplu o conexiune? A intrat, a intrat acolo, unde de fapt, a intrat fără să-l fi învățat cineva, ci prin efortul lui personal de a interoga aceste coduri. Și din momentul ăla, pictura lui devine apăsătoare. Uh, apar un fel de totemuri, apar ochi peste tot, care încet, încet, până la la ultimele tablouri, ochii aia devin sumbri, amenințători. Uh -huh. Chiar și tu, ca privitor, în fața tabloului, simți un anumit disconfort, uh, pentru că aici nu mai e o temă mimată, un artist care știe că așa se poartă și face și el. Acolo e un fel de strigăt înțepenit uh, și până la urmă, evident că am uitat uh, biologic. Da, sunt ochii artistului care vede sau sunt ochii care văd artistul? A, aia, e că. La un moment dat, chestia aia, cum să spun, intră în interacțiune cu tine. Adică, uh, și, de fapt, asta îi distruge pe aia care nu se controlează, dar insistă să intre în chestia asta. Uh, și aici e magia unora, ca Goethe sau Ansel kifer, sau Picasso sau alții, care să se, să și reușit să-și găsească o formulă de conviețuire cu chestia asta. Uh, majoritatea nu reușesc. Uh, și atunci, Uh, ăsta a murit, evident, biologic a murit, nu știu, de un cancer galopat, dar evident că asta e expresia fizică. A murit de o cedare completă, dar n-a mai făcut față la chestia asta. Uh. E interesant că e, e perspectiva unui om care are de a face și meseria de arhitect înseamnă și lucrul ăsta. Înseamnă o binare perfectă între artă, că de asta tot de înainte cu facultatea de artă, pentru că e multă artă. Să fii un arhitect bun, trebuie să fii un artist foarte bun, dar e și foarte multă știință. Bine, eu am ajuns la, un, la, o, la o soluție pragmatică cu timpul vis-a-vis -vis de treaba asta. Da, arhitectura are de-a face cu viziunea, dar, pe de altă parte, necesitatea ca ea să aibă utilitate și să se înscrie într-un mare ansamblu de constrângeri tehnice, financiare, urbane, politice, whatever, asta nu-ți permite decât în... Situații foarte limitate, nu știu, capele private, chestii izolate și așa de mari dimensiuni. să dai drumul dacă mm. ai cu ce să-ți dai drumul și lucruri se întâmplă. Uh, chestii de astea există. Uh, dar când faci o lucrare publică, normal nu merge în felul ăsta. Și atunci eu am ajuns la o soluție personală de compromis. Uh, dar nu e de ieri, de azi de aproape 15-20 de ani. Când pot și vreau să transmit un mesaj de genul ăsta, folosesc ca vector la înaintare un artist plastic uh -huh. pe care îl aleg în funcție de zona pe care eu simt nevoia să o explorez. De ce? Pentru că o clădire pe care o folosesc mulți oameni să o sucești cu succes ca să transmiți mesaje de genul ăsta, Uh, e o chestie care are o șansă extrem de mare să-ți pice uh, în chici sau în derizoriu, da, da, limita dar e artistul întoarceva. poate să o facă și am avut succes cu câteva experiențe și acum încercăm una cu maestrul Orăvițan. Deci lucrez la un proiect da. în care, hai să spunem, consultant artistic Nu-i consultant, El lumea... este un coautor uh -huh. uh, important. Uh, sau eu sunt un coautor. Uh, asta se va vedea la final. Uh -huh. uh, lucru care pe mine Proiectul nu se va realiza sau Proiectul rămâne e că pe cale să se realizeze? Uh -huh. La sfârșitul verii va fi gata. Poți să spui despre ce e vorba? Da, este un centru cultural pe care îl face Mitropolia în preajma sediului său. Uh, ei au achiziționat o vilă interbelică modernistă, care este expandată în curte, e chiar în spatele sediului actual al uh -huh. Mitropoliei, Pe Loga, da. Da. Uh, expandată cu, cu o aripă în care va fi o sală de conferințe uh, și care va fi inaugurată cu ocazia anului cultural printr-un eveniment internațional de tineret și așa mai departe. Uh, și sala care are un caracter foarte, toată tradiția este o chestie foarte modernă, foarte contemporană, dar care de fapt nu e ceva decât o cutie, o, cum spuneau fanarioții bizantini, o besactea, în care maestrul Orăvițan va amplasa, să zicem, un fel de mozaic vitraliu. Adică un vitraliu de inspirație bizantină. Nu, bizantinii nu aveau vitralii. Dar maestru care Dar avea e... mozaic. Da, încearcă așa o chestie. Adică este un, un, mozaic din bucăți de sticlă optică, de diferite grosimi și culori, care formează un pattern. Chestia aia e îndreptată către sud. E enormă. Și lumina va intra în sala de conferință până chestia aia. Deci e un fel de sticlă transparentă, chiar dacă groasă. Translucidă. Translucidă. Da. Uite, n-am știut de proiectul ăsta, pentru că nu s-a făcut zbărmăt. Uh, când o să fie gata, da, vă da. invităm, facem o da. emisiune chiar în chestia da. aia. Da. Uh -huh. Și acolo vom Câtă libertate ai avut acolo? Pentru că, lucrând cu biserica, ne gândim la canoane, chiar dacă no, sunt... Nu, no, lucrând cu biserica, am observat că ei își doreau să facă simțită în prezența elementului spiritual. Acum ce înseamnă element spiritual în Bizanț, în, în post-Bizanț și așa mai departe, asta e legat de una dintre cele mai sofisticate elemente ale gândirii, să zicem ortodoxe, bizantine și așa mai departe, este conceptul energiilor increate, increate. al lui Grigore Palamas, Palamas. Uh -huh. care a fost formulat la sfârșitul Bizanțului. Și care lumina increată. Energia uh -huh. inca... Ce se întâmplă? Singura persoană care este increată pe lumea asta este chiar Dumnezeu restul, de la îngeri până la orice, până la Hristos, tot, Toți, nu, Hristos este semi-creat partea lui umană și divin și consubstanțial cu Tatăl pe partea sa divină. Asta a născut o grămadă de controverse, erezii și așa mai departe, care ponderea și nu știu ce. Dar nu, nu asta e problema. Problema este că persoana divină este increată. Dar Palama vine și spune așa, bine, dar ca să creeze lumea și să o gestioneze. Acest univers infinit nu se referă numai la planeta noastră, atenție, uh, are nevoie de o energie. Această energie uh, care emană de la el, dar de fapt este la fel de increată ca și el. De fapt, asta seamănă extrem de mult cu teoriile. Uh, unor fizicieni, atomiști, astrofizicieni contemporani și așa mai departe, privind natura energetică a Universului, care este atemporală și așa mai departe. Deci, spalam asta, vezi că intuiția... Apropo de intuiție, da. Nu? Apropo de intuiție, adică așa lucrează divinitatea, prin această energie încreată. Ei, problema e așa. Normal că vehiculul pe care îl folosește biserica sunt icoanele, care sunt niște ferestre Uh, ok. Dar eu m-am gândit la o chestie. Bine, ei vor pune acolo, icoane. chiar noi am propus că în sala e undeva în tavan, uh, să existe un pantocrator care să vegheze asupra chestii. Dar obiectul principal ar putea să fie ceva care să transmită. Modul de a se manifesta a energiei increate este uh, lux, lumina sacră. Lux, lume. Lumina feței tale. Dacă te uiți la biserică și asculti o la un moment dat, aia e plină de chestii pe care lumea nu prea le înțelege. El spune, arată-ne nouă lumina feței tale. Adică manifestarea energiei este lumina încreată. Lumina încreată, lumina vă vizibilă, este forma sa, cum să zic eu, degradată pe care noi o putem percepe. percepe. Uh, și uh, maestrul Răvițan a ajuns la concluzia, dar ar fi bine să faceți o emisiune, poate când se termină aia, îl chemăm, uh -huh. uh, el de ani de zile studiază acest fenomen. Faptul că pattern care se găsesc în structurile alea folclorice, dar și în artele sacre, islamică, uh, ortodox, bizantină și așa mai departe, sunt coduri. De fapt, el a ajuns la aceeași concluzie ca, ca și Țuculescu, mai că pentru Țuculescu a devenit o experiență personală devastatoare, pe da, când da. maestru a extras de aici o mult mai senină. Uh, hm? Și a avut retrospectiva aia, nu? Uh, aceea a convins pe Părintele Mitropolit care a văzut expoziția și a zis da. Sus la Muzeul de da, Istorie. Da, la da, da. A zis anul. da, domnule. Este lumina, este lumina taboică, a spus în alt preasfinție, sau lumina taboică, este momentul în care, înainte să intre în ultima fază activității lui care l-a dus la moarte, Isus, timp de câteva minute, se arată în aspectul său energetic increat, ceea ce îi zguduie pe discipoli și așa mai departe, așa pac. De-aia spun că... Silvio Răvițan un artist, de, hai să spunem, de sorginte bizantină, că ne propusesem da. să discutăm și este despre lucrul e de sorginte ăsta. bizantină. Și atunci el și-a propus, la un moment dat, și a dorit de o viață. A, a, făcut. a făcut mozaici, a făcut instalații, a făcut tot felul de lucruri. A explorat zona asta cu putere. Noi am explorat împreună cu el mai multe proiecte ample. Uh -huh. Și el și-a dorit foarte mult să facă aceste instalație de mari dimensiuni. Și acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să spunem așa, ea se întâmplă. Să vedem... Dacă miracolul va avea loc, adică odată instalată, mh? ea va produce atmosfera aia... spune s-a făcut uh, o simulare? -o poți face o simulare pe calculator Da, s-a făcut simulare adică, pe calculator. la ce bună tehnica. Cred. Am lucrat cu, cu el luni și luni de zile uh. ca să generăm, uh, pentru că aia ca să existe are nevoie de o anumită atmosferă. Uh. Hmm? Și tehnic vorbind, dar a, a fost un coșmar. Pentru că sticla prin care vine lumina, nu sticla din care a făcut geamul ăla uriaș, trebuie să fie de un anumit fel și, uh, până urmă, uh, achiziția de căldură prin geamul ăla trebuie gestionată printr-o instalație foarte complexă. Și uite, așa se îmbină lucrurile de la. <laughs> Știință, tehnică. <laughs> da. Și la așa mai departe. La și atunci noi a trebuit să reinventăm constant cutia aia, ca ea să poată lucra într-un soi de dialog cu... Dacă am reușit sau am fost suficient de inspirați alături de maestru. asta rămâne... Deci ca formă în sine înțeleg că spațiul nu e atât de spectaculos. Exterior, nu vorbind, e. exterior vorbind. O să-l vezi. Uh -huh. Ai puțin tică răbdare vorba. vorba. <laughs> Hm? Am, am adus câteva luni. Câteva luni. Dar e foarte interesant că eu, am, eu în ultima vreme, n-am mai publicat în reviste de mare triad, ci în tot felul de reviste de astea foarte ezoterice, pentru anumite categorii de arhitecți, de profesioniști și așa departe, și conferințe, ținut în străinătate. Și am prezentat și anul trecut în Spania, acum 2 ani, la Veneția, acest proiect și conceptul ăsta dă sugestie a luminii încreate în ambiente care, în mod normal, evită genul ăsta de discurs. Spre surpriza mea, foarte mare, am avut un foarte mare succes cu acest tip de discurs. La niște unii care, în general, nu... Nu gustă. Nu gustă. Și acolo am lansat ideea, bă... Tu, ca arhitect, poți să ai așa ceva bun, cum era Gaudi, nu știu ce. Dar dacă vrei, pornește pe drumul ăsta alături de un artist pe care îl alegi în funcție de zona pe care vrei să o explorezi. Nu alegi unul să pui să facă ceva care nu-i place, nu. Îi urmărești, intri în chestia aia și te gândești, aș putea să intru și eu alături de el. Hm? Da, e pe măsură, că poate să nu pe e măsură, pe măsură. și atunci, cum maestru a funcționat foarte bine. Hm? Uite, am, am, adus câteva cărți despre Bizanț pentru că îmi spune că există un fel de resurrecție, cel puțin din perspectiva ta a culturii bizantine. Ba, cultura bizantină este un fenomen fundamental și este una din pietrele de temelie a culturii occidentale, dar, ca să zicem așa, începând de, în secolele 17-18, nerecunoscută, adică hai uh, să o luăm altfel. Uh, toate monarhiile occidentale, începând cu Sfântul Imperiu Roman -așa -așa de mai și mai departe, sunt reproduceri mai mult sau mai puțin reușite a conceptului de imperiu creștin al împăratului Constantin. Exact. De fapt, asta a fost conceptul cheie al construcției sociale, politice și de orice natură a lumii occidentale. Europene, da. Europene. Ok. Și asta se leagă de Bizanț, pentru că acest împărat și-a inaugurat Imperiul său în Bizanț. S-a mutat de la Roma, care era mult prea încărcată de alte tradiții, și a reinventat Imperiul pe bază creștină. Da. Deci a pus cap la cap moștenirea antică a Imperiului Roman cu tradiția greacă și așa mai departe, și a asociat-o cu această nouă religie. Atunci nouă și așa mai departe. Și tot el a provocat și a urmărit îndeaproape primul conciliu ecumenic de la Niceea, în care el a cerut acestor oameni să definească clar ce înseamnă această nouă religie. El a vrut să știe cum funcționează ea. Era militar. Deci, ok. Bun. Problema. Problema cu Imperiul creștin este următoarea. Toate imperiile și monarhiile uh, europene au luat-o pasta ca model. Uh, asta s-a mai spus, te duci la Viena, la Hoburg, intri în Tezaur, acolo se păstrează tot ornamentul și toată parafernalia de încoronare a împăratului romano-german. Imperiul romano-german a durat de la Carol cel Mare până la 1810, când uh, Franz al doilea Ultimul împărat romano-german a anulat imperiul și l-a rebotezat imperiul austriac. Așa. Ok. Și în momentul ăla, parafernalia asta a fost depusă în Tezaur și acum ea poate și văzută. Costumul de încoronare al împăratului este identic cu o unui ierarh ortodox. Este, de fapt, costumul pe care îl poartă în altă Sfinția în catedrală. Deci, împăratul romano-german. Toată ceremonia era... tradiție pe care au -o. Toată ceremonia, deși era performată de clerici catolici, toată ceremonia și toate costumele și toate alea erau de tip ortodox. Adică în coronarea, consfințirea, legitimitatea împăratului era de tip bizantin. Hm? Mm -hmm. Și asta e absolut fenomenal. Sau alt fenomen, te duci în orice mare bazilică în Italia, de exemplu. Oricare. De la San Marco. Am da. Ravenna, de exemplu. Ravenna <laughs> e un caz special. Uite, capitala Imperiului. De da. Spuneam de aceste cărți fabuloase apărute la. Superbooks. Da, da, da. Introducere în istoria Bizanțului, Jonathan Harris, Judith Harry în Miracolul Bizanțului, paru, Books and Art. Problema. Problema e, problema mea, te duci în Italia, în orice bazilică, la Roma, în cele cinci mari bazilici, peste tot observ că cea mai venerată icoană este o icoană bizantină. Deci, până și Occidentalul, când dădea, vorbea de probleme grele, de greu. De greu, nu da. se închina la o Madonna de Rafael sau la un superb tablou de Caravaggio, se ducea, la micuța icoană bizantină și așa mai departe. Aia îi dădea lui uh, certitudinea că comunică cu... Și care o șansă să rezolve prin rugăciune lucrurile. o șansă să restabilească o comunicare. Mm -hmm. Pe undeva era în movez conștiință că uh, arta sacră de după renaștere nu prea e atât de sacră și de fapt n-ai cum să o folosești ca vehicul pentru că e foarte umană ea a coborât către nivelul percepției cotidiene și așa mai departe. Nu? Cel mai spectaculos obiect arhitectural în Veneția și făcut târziu, în secolul XVIII, este Santa Maria de la Salute, singura clădire cu cupolă din Veneția care e făcută din piatră. Toate alte șmecherii care au bolți cu pole, le-ați făcută din furnir, pentru că aia stă pământ. Deci nu poți să faci un obiect greu. Ăștia au făcut un efort inuman. Au înfipt un milion de piloți. Cum e și Timișoara făcută, să nu uităm. Da, un milion de piloți ca să poată pună chestia aia enormă de piatră. Spre ca să nu se cu să Și în obiectul ăla colosal, e o icoană de dimensiune asta bizantină. Hm? care este, era considerată cel mai sacru și mai important obiect din Republica lor. Venețiană. Hm? venețiană. Deci există această... Și acum, dacă intri într-o biserică anglicană în Anglia sau în foarte multe biserici catolice, o să vezi că sunt pline de icoane ortodoxe, Bizantine, ortodoxe. Da. Contemporane, aduse de Rusia, de Grecia, mai știu eu pe unde. Și cel mai mai expert în chestia asta este faimosul cardinal Schönborn de la Viena, care este, a scris nenumate de cărți despre iconografia și tradiția bizantină și așa mai departe și s-a pronunțat că orice recuperare a spiritualității creștine trebuie să treacă prin... Adică cumva a recunoscut că vehiculul lui catolic e uzat din punctul ăsta. Care are și un moștenitor, un jurnalist foarte bun, Alexander von Schomburg. Nu știu dacă că știi. Fabulos, a publicat la publică în Germania și chiar la această editură, la Bux, la Baro Bux Art, are câteva articole extra. Despre virtute, era o carte despre virtute. Ma, Scuze, da, mai avem puțin, îmi fac colegii da, să. Okay. Mi-ai zis că te-a te prins foarte tare cartea lui Liviu Câmpeanu, apărută la Humanitas, Cruciadă împotriva lui Ștefan cel Mare. Da. Uh, un titlu provocator, mai că Cruciadă, că noi știm că el a fost unul dintre apărătorii a fost, da, cartea asta este fenomenal de mișto, pentru că îți explică foarte clar. Omul ăsta a studiat toate mecanismele politice, militare și mai departe în Europa Centrală și de Est pe vremea lui Ștefan cel Mare. A arătat cum s-a modificat jocul de putere, nu atunci era regatul maghiar, era regatul polonez și Imperiul Turcesc în plină, în plină ascensiune. Și Ștefan cel Mare era prins între chestiile astea. Evident că instinctul lui a fost să se asocieze fie cu unul, fie cu altul din partenerii majori, adică ca să, facă față. Poloare, ca să facă față la turci. A avut succese în sensul ăsta, a intervenit brutal și repetat în țara românească, schimbând domnitori ca să aibă un aliat proxim, până i-a scos pe aia din Lugbenițe cu insistențele și războaiele repetate și problema este că la un moment dat a considerat că alianța cu polonezii e mai atractivă și a făcut un gest nu la Camenița în care a jurat supunere monarhului polonez de pe vremea Cazimir al IV-lea. În schimbul chestia este, el a considerat că n-a primit ce trebuia. Ce trebuia și, a pierd, și la fel a fost nemulțumit și de Matei Corvinu, cu care era aliat și care a făcut un tratat de pace cu turcii, din care a exclus intangibilitatea cetății Ochilia și cetatea albă, care erau principala lui sursă de venit. Uh, uh. Și turcii, pentru că tratatul cu ungurii nu stipula că nu pot să atace cetățile alea, le-au luat. Asta l-a despărțit pe el, pe el pentru un timp de unguri și s-a dus la polonezi ca să recupereze cetățile și, mă rog, să împingă puțin pe turci. Aia nu l a ajutat și atunci ăsta a făcut o înțelegere cu turcii ce a revenit la unguri. Hm? Și a fost lupta de la Cosminului. Da. Fapt și asta a, e unul nu, dintre... nu. Asta l-a scos de pe, pe pe regele Ian a, Olbricht, Ioan Albert al Romansul aluilalt și ăla, aia, din dinastia Iaghelor, fratele lui care are regele maghiar, i-a ținut partea lui Ștefan mm. și așa mai departe. Asta vrea să pună apart frate domnitor al la, da. și de fapt i-a da. buit pe polonezi că pornesc la cruciadă, dar de fapt vrea să facă un fel de Schimbarea de regim în. Să-l pună pe unul dintre pune frații pune în locul frații lui Ștefan locul cel Mare. Ăsta. Și atunci, ăsta da, a... da. s-a aliat cu tătari, cu turci, cu... cu unguri, cu nu știu ce și s a luptat ea... împotriva armatei poloneze. A luptat pe care a și împotriva armatei poloneze. <laughs> aflate aflat echipurile <laughs> în cruciadă. Deci, <laughs> uh... Și de aici vine titlul Cruciadă împotriva lui Ștefan cel Mare. Da, da și-a obținut un rezultat surprinzător. Dar uite, în perspectiva asta, noi avem acum un război foarte aproape de noi și lumea este oripilată. De ce înseamnă un război, uh, ca să, în Europa, un război consistent și așa mai departe. Dacă citești cartea asta, vezi că Ștefan cel Mare care avea o țară relativ mică, a purtat câteva zeci de războaie, câteva el însuși recunoscând că i-au uh, măcinat și distrus uh, baza de recrutare. Atunci te întrebi, bă, care a nivelul de acceptare pentru oamenii mai vechi, care treau puțin și prost, da, a unor evenimente de genul ăsta, din moment ce ele se întâmplau pe da. baza aproape anuală. Exact. Noi avem unul, e adevărat îngrozitor, dar după nu știu câte zeci de ani, hm? da. dă pace și tuturor li se pare in, inacceptabil ceea ce în fond și e în funcție, Uite că ăștia Supunerea, o țineau la Libertatea era altfel înțeleasă. Tot timp? Știi, libertatea era altfel înțeleasă, independența era altfel înțeleasă. Accepțiunea atunci era... Erai supus. Era a lui Dumnezeu domnitorul. Nu discuta el, discuta el cu Și atunci existau episoade de rebeliune, de refuz de a lupta și așa mai departe. Asta a existat în toate timpurile. Problema însă că oamenii acceptau mai ușor așa ceva. E adevărat. Asta e un subiect pe care s-ar putea să-l discutăm când va fi, poate și Silviu Răvițan aici. Mai, mai e un minut, un minut în care okay. vreau să prezint uh, o carte a ta. M îmi pare rău că n-ai mai reeditat-o, Origini spirituale în arhitectura modernă, de altfel este și teza ta de doctorat. Tu cu asta ți-ai susținut Do, teza. E Aparut derivată la... din teza da? de doctorat. -o a apărută la ideea. Aveam multe să te întreb. Ne propusesem o seamă de subiecte, numai că a trecut ceasul. Dar asta înseamnă că te obligă să fii prezent la Piper pe limbă, încă o dată, cât de curând. Îți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp din. Da, dacă vreau să-ți arăt niște texte recente, publicate în străinătate, pe teme de genul ăsta. O facem. Ok, bine. Mulțumesc frumos, Robert. Mulțumesc, Iar Andrescu. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Iată câteva cărți despre Bizanț, apărute la o foarte, foarte bună editură românească. Baro Books and Art uh, Cartea despre Ștefan cel Mare al lui Liviu Câmpeanu și multe altele și atenție cum priviți cum călătoriți faceți-vă uh, un bun obicei de a vă nota îl întrebam pe Ioan Andrescu înainte dacă are jurnal mi-a spus că are și nu are a rămas în suspensie discuția am fragmente. O, o fragmente de jurnal mulțumesc echipei TVR Timișoara ne vedem data viitoare până atunci numai bine